Spectatorii prezenți la jocul demonstrativ de fotbal dintre echipa de Old Boys Aru Câmpulung și nou înființata formație de Liga a 4-a, Academia Mușcelul, disputat la finalul săptămânii trecute pe terenul 2 din complexul sportiv Mușcel, au putut admira o frumoasă colecție de tricouri ale Naționalei României. Printre acestea s-au aflat la loc de cinste tricourile purtate de mari fotbaliști români de-a lungul anilor, Nicolae Dobrin, Gheorghe Hagi și Adrian Mutu, trei fotbaliști simbol din trei generații diferite. De asemenea, au mai fost expuse tricourile lui Rodion Cămătaru, Ion Augustin, Gheorghe Popescu, Dorinel Munteanu, Adrian Ilie, Costel Gâlcă și multe, multe altele. Proprietarii colecției, Alexandru Anghel și Răzvan Stoian, au expus la Câmpulung doar o parte a colecției, cea mai mare parte dintre tricouri aflându-se la sediul din București. Un moment de referință a fost atunci când văduva prințului din Trivale, Gica Dobrin, s-a fotografiat alături de Răzvan Stoian și tricoul cu numărul 8, purtat de regretatul Nicolae Dobrin.